Salut! N-am mai jucat de mult la pescuit, vreau să văd dacă e ziua mea norocoasă. Azi, dacă pescuiesc după atâta timp de când n-am mai pescuit. Vreau să prind ceva în zona asta, pe lacul din Franța, doar 3 boși prinși. Da. Cum ai zis, era mă, tackle box ăsta, echipamentul pentru pești mari. Să vedem ce reușesc să agăți. De la ora 7, e destul de la ora 7. Mă așez. În partea asta mergem. Care mai era? Tab, nu tab. Z. Să ascund ăsta. Eul. A, mă învață din nou. N-am mai jucat de foarte mult timp și mi arată din nou tutorialul sau ce vrea să fie. Ăsta parcă e cu ăsta, parcă așa mi-am amintesc că le combinam. Deci, pentru nămol. Unde sare în față. Bine. De acolo. Am dat prea tare. Sigur am dat prea tare. Opa. Ce? E iarbă, da. Am iarbă în capăt, a început și ploaia, nămol. Las-o jos. Doiul. 10 pești, asta e regula. În 10 pești să văd dacă iau vreun boss. Vreun boss, vreun barosan. O dau pe asta pentru piatră. Nu piatră. Iarbă. Dau un colț acolo. Să vedem ce agăți. Prea tare. Nu, la fix unde trebuie am dat. Un metru adâncime. E în iarbă, e destul. Și treiul, nu știu dacă avem pietriș prin zona asta. Ăsta dacă plutește, nu știu pentru ce asta. Pentru nămol. Un ac mai mic ăsta. Asta nu știu pentru ce exact. Probabil pentru iarbă. Și ăsta e doar un alt ac mai mic. O versiune mai mică pentru asta. Facem combinația asta, nămol, da? Bag mai la dreapta, să vedem. Cât de departe se poate. Mergeam un pic mai departe, de bine și așa. Nămol, perfect. Las-o. Și acum, să așteptăm. Acum să așteptăm. Dar aș putea să le mai trag. Funcționa parcă treaba asta. A, am dat-o de pe iarbă. O adu la mal aici. Am iarbă, nu mai am iarbă, am luat-o de tot din apă. Mai dăm o dată. Jumate. E prea tare. E prea tare. Iarbă, las-o acolo atunci. Mai trag de unul, că e pe nămol. Treiu. Dacă trag de asta, intră în iarbă. Da. Să trec de iarbă. Gata. Mai au două în mână. Băi, sar mai în dreapta. Am văzut unde sare. Dacă schimb, iau unul și-l mut în dreapta aici, dacă reușesc să-l... să-l dau în dreapta. Cam așa. Perfect! Puțin mai spre mine.
acolo. O las acolo. 3 încă nu zice nimic. E multă liniște pe aici. Prea multă liniște. Prea multă liniște, mai încerc să le trag spre mine. Asta deja nu mai e pe iarbă. A, e băgată iar pe iarbă. Bun, 1. Mai trag spre mine. 3. Nu vine? Nu vine nimic. Se oprește și ploaia. Încă e pe iarbă. Să încerc cu niște momeală. Reușesc să dau unde trebuie. Hai să mă bag la... la ăla din iarbă. Sau la unul. Mă bag la unul. E mai ușor să observ unde o arunc. Aaa, nici n-am apucat să o dau cu ea. Ia-l, unu. Hai mă. De când am mai prins eu un pește, bă. E mare, după cum se mișcă. Nu vine nici la mal. Dau tensiune mai multă. Opa. Bruschez. Prea mult. Nu, e mare, clar. Clar, trebuie să fie mare. Că nu vine. O fi boss, mă, în prima? Măcar asta mi-a atâta noroc. În 10 pești. Să văd ce iau. Cât iau peste 10 kg? Că sunt pentru pești mari, momelile. Echipamentul e reglat pentru pești mari. Am și boși din ăștia mici. Poate data viitoare revin pe aia. Să vedem cum plecați de aici. După 10 pești. Hai că începe să vină obus. Hai. E bus. L-a luat. Ia. E mare? E mare, dar nu cred că e bus. Clar nu e bus ăsta. 10 kg sau mai mult? 13 kg. Bun, bun, bun. Să continuăm tot în colțul ăla. Văd că pe iarbă nu zice nimic. M-am dus prea departe. O las acolo. A început ploaia iar. Mai trag pe asta. Și iau doiul, mai dau o dată. Chiar dacă e încă în iarbă. Îl mai arunc o dată. Mai mare. Prea tare. Ala e iarbă. O las acolo. Și aștept iar. Hai să încerc cu momeala aia, o arunc unde trebuie. Dăm la 1. Sau să... da, nu, la 1. Așa. Am dat prea tare. Nu văd unde a căzut. A, ba da, e bine, e bine, e bine. E lângă 1. Da, mai era prin zona aia. Parc. Acum o văd mai clar.
Uite că sare în dreapta de 1, semnul de la 1. Undeva pe acolo, prin iarbă. Iau 3-ul și-l dau acolo. 3-ul, văd că nu vrea să tragă nimic la 3. Ce are? Nu s-a mutat camera pentru el. Gata. Care? 1, la momeală. 2-ul. 2-ul, mă. Hai să vedem ce iese din iarbă. Ce iese din iarbă? Nu pare mare, că vine repede. Nu, vine repede, e micuț. E micuț. Dar nu mi-l dă încă. Opa. Am că e la mal, ia-l. Săr după el, ia-l că-l scap. Nu vreau. Când mă ține cu el aici la mal. Gata. E din speciile alea mici. Tenci. Ăștia mici sunt pe iarbă acolo. La 1. Uite-l că sare, gata. Dar nu. Stai că trecem pe... Trecem pe ăsta. Pe nămol, dăm pe nămol, că pe nămol sare, știi? Ușor. Am dat prea departe. Îl trag spre mine. Iau și 3-ul, vin și cu 1, tot aici. Sau pe lângă. Și 3-ul. Cam pe aici. Hai, din 3 ar trebui să apare ceva. Acolo. Iau și momeala. Da prea tare. Acolo e perfect. Acum așteptăm liniștiți. Dacă apare ceva. Încă nimic. Să le mai mișc. Slabă mișcare. Poate nu e bine că stau în zona asta. Să arunc ceva mai în larg. Hai că încercăm cu 3, eu dau mai în larg. De metri. Asta acolo. Astea încă nu vor, mai dau cu momeală. Opa. Las-o. Încercăm cu unul în partea aia dacă reușesc. În dreapta. Pe acolo. Ia. Cade unde trebuie. Prea departe. Dar mai trag. Acolo parcă era. Gata. 1. 2. Hai că s-a încordat repede. Firul deja la roșu. Posibil să aibă 10 kg. Sau e vreo specie de asta mică. Care se încordează. Foarte tare. Nu, clar nu e mare. Bă,
Dar aș putea să iau boss mic și cu echipamentul ăsta. S-a mai întâmplat chestia asta. O mea la mare mușcau ăștia mici. Ia, mi s-a părut că am văzut coadă. E alb. Opa. Hai că las așa încet. Când vine, vine. Da, e alb. Crap. Alb crap. Micuț. Crap oglinda, 11 kg, e bun. 11 kg e mai mult decât bine. Îl dau tot în față. Hai departe. Încerc să-l las unde a tras. Ultima oară. La 1, nicio mișcare. 3, unici el nu zice nimic. Mai așteptăm aici. Gata, m-a luat-o 1. Foarte bine. Încerc să văd mișcare mai des. Asta e mare. Asta e mare. 15 kg. Pe acolo, pe undeva. Nu vine. Se lasă greu. Gata. Nu e așa mare. Credeam că e mare, dar nu e chiar așa mare. A, ba da, mă, e, are 10 kg, dar nu 15. Are 10 și puțin peste. Hai să încercăm și în alte zone. Dau mai departe. Prin partea aia. Gata, încă una. Lasă-o, lasă-o repede. Lasă-o, 2-ul sau 3-ul. E 3-ul ăsta. 3-ul, ia-l mă. Uite că avem mișcare până urmă și pe partea aia. Mai greu, dar avem. E mare, 68. 68. E mare. Ăsta nu vine. 69. Băi, pleacă, nu vine. Clar, e mare. Poate e boss. Poate e boss sau peste 15 kg. A, l-am păcălit, gata. Au obosit repede. Sau de firul. A, 38, o fi prea multă tensiune. 41, poate și mai multă. Mă ajută, nu mă ajută. Vine, dar vine ușor, ușor, foarte ușor. Hai să o las cu un 35. Să-l aștept. Îl tragem o lineta. A, pe gata, obosit, vine repede. Ia uite cum vine. Nu e așa mare. Iar m-am păcălit singur. Nu e mare nici asta. Crap, dar nu e mare. Tot undeva la 10 kg, nu? Mhm. Tot 10 kg. Nici 10 kg, mai puțin. Da, avem crap și pe partea aia. Unde să mai dau, mă? N-a dat în margine de tot.
O dăm acolo, maxim. Putere maxim. Iarbă. 81 de metri pe nămol, perfect. Las-o acolo. 1, 2, hai să văd unde arunc și 2. Unde să dau cu 2? Nu văd nicio săritură. Hai să încerc cu iarbă. Pentru iarbă. Nu. Asta, iarbă. Și să dau în față. Unde sunt zonele alea cu iarbă. Trebuie să dau mai tare. Perfect. Las-o acolo. 5 pești. Încă 5. Mă, dacă nu iau boss, măcar să iau unul mare. Peste 15 kg. N-am luat niciunul peste 15. Nici nu m-am apropiat de 15. Hai că o las așa, mai aștept. Nici o mișcare. Hai să mă atrag de ele. Poate ajută cu ceva. La 1. Treiu. Exact ca la pescuit. Așteptăm o grămadă să iasă ceva, dar nu iese nimic. Nu iese la mal nimic. Am băgat-o pe iarbă, acum trebuie să trag. Ba da, a, nu. Credeam că merge să o las între iarbă acolo. Las-o aici. Dacă trag 2, iese. Ba da, unde, care? 3. Hai că a fost bine că am mișcat. Nu, nu trebuie să mai aștept, trebuie să le mișc continuu. Să le iau mereu. Din distanță, puțin câte puțin. Fac prea multă tensiune. Hai că vine. Vine la băiatul, hai da. Hai da, mă. S-a oprit, gata? E mic, e mic. Foarte mic. Îți bate la mază, n-are nicio șansă. Băi, câte tensiune pune exact aici la mal. Nu mă lasă să-l iau? E chiar lângă mine, nu mă lasă să-l iau. Bă! Credeam că-l scap. Ăsta e boss, mă, ce cap mic are. O fi boss? Boss, mă! Bă, era boss, de-aia m-a chinuit așa, la final aici. Hai că e mișto, 10 pești. Am luat un boss și mic, nu mare, mic. Eram cu echipamentul pentru ăștia mari și am luat unul mic. Perfect. 6. După 6 pești am luat un boss. Îl mai dau în zona aia. Sau îl dau foarte departe. Cum sunt pentru asta? Nămol avem, nu? Stai, că n-a pus să-l iau. Care? 1. N-a pus să mai dau, că vine asta. Ia. Nici asta nu vine. Nici asta nu vine. Aba da. 38, se ține tare, până obosește, 40, pleacă. Nu o fi și ăsta boss, sau poate o fi mare, 15 kg. Băi, cum se aude firul. Bate și vântul. Hai mă. Vine, dar vine greu. Vine încet.
Dacă se apropie. Gata. Opa. Hai mă, că începe să tragă și la aia, perfect. Să nu sperii, nu sperii, să nu-l pierdeți. L-am luat. Repede. Doiu. Doiu. Hai să vedem ce a ieșit din iarbă. Ce a ieșit din iarbă? E mare ăsta? Posibil? 71? Nu. Opa! Se duce pe lângă mal, nu e bine. Înapoi! Nu, hai că vine, gata. 71. Vine, mă? Nu vine! Ba da, haide. Gata, l-am păcălit. Hai. Ușor. Prea multă tensiune. Încă un boss, mă? Unul mic și unul mare? Asta trebuie să fie mare, n-are cum să fie boss mic. Stă prea mult departe. Hai să nu mă grăbesc, lasă-l ușor. Fără prea multă tensiune pe fir. Sunt pe roșu, dar nu foarte roșu. Vine încet, foarte bine. Dacă nu e boss, sigur e mare. Lejer peste 15 kg. Vine, mă? Odată? Sau ce faci? Să nu mai bruschez aici. Ia, nu e boss? Nu pare mare. În apă nu pare mare. Ba da, mă, e mare. Lejer peste 15 kg, dar e boss? Nu e boss. Și nu are nici peste 15 kg. Ce m-a păcălit, bă, ce m-a păcălit. 8, mai am 2. Mai am 2 și dacă e bonusul al treilea pește în cazul în care trage. Bun, dau din nou în partea aia în iarbă. Dacă a ieșit unul mare de acolo. Am dat ca nebunul. Too much power, am văzut, gata. Iarbă, lasă-l acolo. Ah, și sare lângă, bun. Dar nu e în iarbă, e în... Dăm tot pe acolo. E pe nămol. Îl dau și-l trag spre mine. Iarbă, la nămol. Nu, e iarbă acolo. Ba da, perfect, nămol. Lasă-l acolo. Iar treiu. Treiu... Unde dau cu treiu? N-am dat în partea aia până acum. În partea aia, da. E cu nămol treiul. Să nu o las pe iarbă. Nu? Parcă cu nămol era treiul. Să o las pe iarbă. Ah, mă face să resetez. Sunt pe nămol, mă. Dă-i încă o dată. Ah, și sare și pește acolo, dacă am văzut eu bine. Tragem puțin. Nămol, perfect. Las-o acolo. Hai. Ultimele două. Două capturi. Am luat un boss, e suficient. Un boss la 10 pești. E bine așa. Mă trag de ele. Și de 2. S-ar pe lângă mine pește, dar nu văd urme pe apă. Puțin și la 2. Mai au și 3. Doi metri adâncime.
Mai apar, mă, 2. Mai am nevoie de 2. Le mișc prea des, poate? Să le las? Hai să le las, mai aștept 2 minute. Hai că am așteptat destul, nicio mișcare. Încerc să mai trag de ele. Am băgat-o pe iarbă, nu e bine. Acolo. 2 dacă trag de el, o să iasă din iarbă. A, n-a ieșit. Las-l așa. 1 dacă-l mișc. Intru în iarbă, gata. Trec de zona aia, o las acolo. S-au calmat ăștia de tot, nu mai zice niciunul nimic. Ce să le mai fac? Mai am nevoie de 2. Gata, mă. Chiar 2 a tras. Hai, ăsta și încă unul. Ăsta și încă unul. A, vine greu. Vine greu. Posibil să fie mare? A, nu, mi se pare că vine greu. 45, 44, 43, da, scade repede. Se apropie repede, nu e mare. Nu e mare, nu e bus. Hai, să vedem ce... Ce a ieșit din iarba aia? A, e colorat! E de la colorat, alb cu portocaliu, parcă am văzut. Sau mi s-a părut. Nu, mă, e colorat. Este colorat. Da, 9 kg, nu era mare. Nu era mare. Mai dăm o dată, cu ce momeală? A, cu... Pentru iarbă, da. Pentru iarbă, nu pot să dau lângă mine aici. Poate iese ceva de aici. La unul mai trag de el. Ultimul pește, hai să vedem care de unde apare. 9 pești. Hai cu 10. A, sare în partea aia. Hai că iau 3 și îl dau acolo. E cu iarbă. Luat, și asta trebuie să plutească. Nu mai plutește. Lasă-mă, 2. Uite, bă, că era un iarbă ăștia. Și îi căutam prin neamul. Prin zona cu neamul. Gata, astea. Uite, mai sare și în dreapta. Mai departe, iarăși în iarbă. Asta e ultimul, gata. În cazul în care nu trage și la unul între timp. Asta e al 10-lea, gata, mi-ajunge. Am luat un boss. Unul de aproape 15 kg. Unul frumos cu alb și portocaliu. Mi-ajung ăștia pentru azi. Poate mai încerc și mâine. Să mai agăți ceva. Vine, mă, sau ce face? Se zboate, se agită aici la mal. Nu e boss ăsta, nu cred. Hai că l-am luat. Tenci, parcă. Pare să fie tenci. Tenci, 5 kg. Da, suficient pentru astăzi. Am pescuit destul, 10 pești. O medie de cât? 9 kg, jumate aproape, nu?
Da. Poate ne vedem și mâine. Pa!